prin mesaj, ai evitat mutul morții, mă. Ai evitat Dana. Uite-te, ai fi atent aici. Hai cu, deci uite, eu mă jur pe cruce, pe Sfânta Cruce, să mor acum, să fac infart dacă Alin m-a futut pe mine. Ai tu pe să fă doar fără camile pe muista asta, gata. Nu te-am futut, să moară băicuța mea de să fără. Afară, la muie, lua la muie, ai sub biblia. Ai tu pe să jur pe cruce, să-ți moară copilul cu mine. Să moară, că ți-am dat la muie, nu te-am futut, ți-am dat muie. Cu biblia în mână, băi, tu nu, băi, voi nu vă dați seama cât rău. Uitați-vă la ea pe profil la cu 4-5 zile înainte să facă program ce a pus melodie de aia de dragoste, suferă după deci, pula mea. Ascultați-mă puțin, eu nu mă pun la mintea voastră, oricum, eu o să vedeți cine este miau. Sticlă de șampanie, priză. O să vedeți cine este miau, o să vedeți. Auzi, fă că-s bani, eu nu mă mai cer cu. Ascultă-mă, taci, dracu, să te. Deci eu am cele 3 videouri. Te iubesc, bă, mi-e dor de tine. Când mă drogați cu copilul în casă, în primul și în primul rând, Calu TV, să știți că nu ți-am spus. Tu știi că aia mica Antonia, prima dată când m-a văzut, mi-a spus, mami, mi-a zis, miaua, Dana mă bate. De unde venea copilul ăsta? Da, o bate, ce bate. Deci fii atent! Bătură, băgame cu pula morții tăi, dacă nu m-a ajuns la spitalul de urgență, tot de capratul de mine. Am dovezi. Ai dovezi, da, dovezile! Dovezile, lasă vorbele, ai vorbit 5 zile, a vorbit 5 zile și n-are o problemă. Arată dovezi! Această femeie, cum a spus și Bogdan, îi face numai rău lui Alin și o să vedeți. De fapt, o să vedeți la pachet că și așa. Acum aveai cu mine ce avea acum cu ea. Fă, te iubesc, tu te dracu, mi-e dor de tine. Mergem acolo la parchet frumos, așa. Mi-e dor de tine, eu nu te bat. Să vedem, să le spui și tu la oameni, cum dracu să-ți treacă primita aia bolnavă, să mă insisti tu pe mine să mă omor. Am vidor cu tine când spui chestia asta. Păi, tu n-ai ce să-mi faci mii, ești nebun la cap că eu nu v-am greșit nimic vouă. Eu, de ce crezi? Genul ăla de om, asta îmi pregătea. Auzi, Calu TV, cum pula mea să te duci la ei în casă și Dana spunea mie, dă-te la Alin? Păi tu crezi că sunt proastă, futu-ți morții, mătii de zdreanță. Tu crezi că sunt proastă? Mă, dacă nu te distrug să aleagă praful de tăicuțul meu pe pământul, tata! Tata, nu te desfințez dacă mai ajută, mor! Să mă mănânce cancerul și pământul dacă vă mint, dacă nu mi-era rușine de rușine ei. Cu mine în mașină se făcea că vorbește la telefon. Bă, nene, nu se poate așa ceva. O femeie ieftină care nu-și cumpără nimic, tot ce mai ieftină are o perucă în cap de aia de 25 de lei, de să face părul așa, strânge bani și dă la pule ca să o fută, că nu o fute nici dracu. Ca să știți ce face miaua. Mamă, deci m-ai înjurat de morți, miauța mea. Ascultă-mă ce zic eu ție. Fă, eu nu sunt proastele cu care te-ai certat tu. Atâta zic, dacă nu o să-ți iasă pe gură și pe nas toate înjurăturile și toate minciunile pe care le-ai zis tu, să mă mănânce pe mine cancerul și pământul. Stai liniștită, tu să nu mai ieși din casă. Atâta zic, poate să vină toată poliția. Ne batem amândouă parte în parte că te ții tare în gură cu mine. Hai să vedem care e mai șmecheră. Și atâta zic, dă-te morții tăi de gunoi. De prostituată ieftină. Păi și azi că tu i-ai dat la guriță că ți-a spus Dana? Nu, era cu... Dana era la spital, să simțea rău. Și ea era drogată pe baloane. Mă jur să moră familia mea. Ascultă-mă. Și nu putea să stea să-i bag mâini. Și am băgat-o în coșul cu rufe viața mea. Eu nu te mint. Ca să stea stabil. Am băgat-o capul în brad în suportul ei să moară familia mea. Dar i-am zis că asta știam că deja a pus suflet la mine și mă iubea mult. Ai înțeles? Hello.
Deci știți că totul s-a înregistrat acum, fix în momentul ăsta mă urc în mașină și mă duc la poliție, dar nu mă duc la poliția aia unde ați dat voi și paguță. Acum, uite acum fac. Mamă mea, a trebuit la poliție, unde duc la poliție? Băga mea și pula în morții, voi știți de nu vă bat la pușcă. Hai, du-te, băga mea și pula în morții, plec, acum vin și te prind, du-te! Acum plec, hai! Nu, hai, să plecăm amândouă, hai! Dați tap, distribuiți și filmați că e așa emisiune, să o vedeți în viața voastră pe la Calul TV. Sunt emisiuni rare, dar bune, rău de tot. Acum merge. Nu te du, Dana, lasă-mă. Nu te du, meaua, nu te du la poliție. Tu instigi la ură, băga mea și pula în morții tăi. Tu instigi la ură oamenii împotriva. Nu te du la poliție, fă. Stai, măle, bune. Bă, nu te du la poliție, că ne faci rău. Păi nu, stai mă nebunule, că calul vorbim că sunt și eu la poliție să vină și poliția aici. Nu știu, nu voi, te-am băgat, eu vă las să discutați, să rezolvați problema, poate v-am păcat. Du-te pe la poliție, du-te pe la ei, să auzim cu noi. Nu, totul cu poliția, nu, totul legal, eu vorbesc acum. Nu v-am băgat, poate v-am păcat, poate găsiți o soluție. S-a degenerat situația în ultimul hal. Și am acum toate înregistrările le-am, când voi mă amenințați pe mine, păi îmi spune aia mie că mă bate. Bă, fii atent aici că eu o să-ți dau o lecție de viață. Că în ziua de astăzi nu mai ești mecher să vii să dai în cineva. Că te bagi la pușcărie singur, atât de proastă ești. Acum, eu te aștept să vii. Vino. Băi, calul, te spătate meaua. Și o să vezi, Păi da, normal, ai uitat la restaurant când ai făcut copilul ăla să plângă și a zis că o iubește pe că vă iubește și când a sunat-o Sibel, zicea, mami, eu vreau să vin la tine, băi, jegule, copilul ăla îl chinui lângă tine. Doar pentru cadouri, că tu te jur pe copilul ăla ca pe, nu știu cum să-ți explic eu ție. Te jur pe copilul ăla în ultimul hal. Deci, o să vezi și tu dreptate. Oricum, calul TV. Du-te la poliție. Vorbim. Păi eu acum, nu mă duc la poliție. Voi la mine la emisiune acum, vă dau voie să vorbiți tot. Nu-i problemă la mine. Acum sun și spun și la poliție că eu știu foarte bine că băiatul ăla care n-a vrut să-mi ia declarația, i-a dat uși pagă, că prostul nu știe că eu eram acolo. Prostul nu știe că eram acolo în casă când a venit băiatul ăla. Când a venit băiatul ăla. Lasă-mă. Nu. I-a sunat telefonul și s-aude, cred că a sunat miliția, bă. Nu, ce zici? Ce afirmați? Ați vinge, mă, să moară mama dintr-o prietenie frumoasă care ați avut-o și ați fost acolo cu toții. Dar zi să meargă acum la poliție să vedem că e adevărat. Dar eu de unde ați început asta? De unde a plecat supărarea asta? Da, fă un așa fel încât să meargă acum la poliție. Așa ne dăm seama că e adevărat. Să vedem noi că merge la secție. Da, miau, urcă sus și spune, să vedem că merge. Să vedem cum iese pe ușă și să urcă în taxi și merge la poliție. Că altfel nu credem, nu punem botul așa ceva. E corect. Corect. Bă, dacă nu mergi la poliție, înseamnă că minte, nu? Stai că s-a dat jos, să dea telefon și urcă. A scris în chat că urcă imediat. Hai, miau, urcă sus aici. Că uite ce Alin, dacă ești curajoasă, mergi la poliție pe live să vadă lumea, că nu minți. Curajoasă, dacă are dreptate, să merg acum. Auzi, miau, dacă ai dreptate, vină direct pe live să te duci la poliție. Dana face baie. Auzi, și Dana pregătește să meargă la poliție, așa că toată lumea la poliție în seara asta. Dar nu face baie. Bă, te iubesc, bă, copil frumos. Dar nu face baie, Dana. Miaua. Așa. Să duce să bată pe miaua, nu face baie. Păi, ce să zic, asta cu coșul de rufe a fost cea mai tare fază care ai putut să o povestești. S-a întâmplat, măi, eram beți. Nu?
ce faci cu părul? Da, tu de ce îmi dormi? Ha? Iar îl... Ce? N-ai somn? Nu, da, cum de nu. Dana, fă și mie comandă la o ciorbă. Cheamă-mă pe meu înapoi aici. Păi stai să dau distribuire. Hai sus. Da, dracu, știe, tata. I-am dat invitație aici. Dă-i restart la telefon sau ieși și intră din nou, că ți-am trimis invitație, miau. Da, mă, urâte astea să moră. De ce trebuie să povestească că suna Dana la Biju și tu dormeai? Și ce-o fi și în capul ăsta, frate? Urât, așa se întâmplă între femei. Dacă a fost între femei trebuia să rămână discuțiile astea. A, era altele care le-ați făcut împreună, toți trei, da, erai de față. Da. Bă, unde-i ciorbă? Că s-a dus curierul, ea a plecat după ciorbă. Să mă arăta, dar nu te face ciorba aia. Mamă, și aia e mare, aia dă bine cu pumnul, Dana, să mă arăta. Eu mai zi, mă, frate, că-i Dana în casă aici, nebun, ți-o arăt. Adevărat? Da. Nu că scrie aici că e șustă per șustă ciorbă. Nu. Dacă Miaua era drogată și Alinia da muie... Vorbește mai așa altceva, mai invers. Scuze-mă, se numește viol. Că ai, fost constrânsă la, ai fost constrânsă la clarinet, auzi? Ai constrânsă la clarinet? L-a luat de bună boie, ea. Ci că nu? L-ai constrâns? Nu am constrâns pe nimeni. A venit cu baloane și i-am tras din baloane și i-a dat-o pe altceva. Ia uite ce zice cineva. Aline, nu mai fi post și spune așa ceva, că e prăduială pe față. Dacă ea a venit cu baloane și tu i-ai băgat clarinetul, e viol. Nu e. Poate recunoaște aia că așa s-a întâmplat în pitule. Poate zice, eu eram beată, doar și el m-a plouat cu capul și m-a... Bă, tu ești în pivă, faci afirmații pe aici să moară mama. E majoră, ea a vrut. Și tu? Da, tati. Așa. Mă să